vorbit aici mai așa. Toți trebuie să avem grijă de biodiversitate, indiferent de cum ne cheamă și indiferent de vârsta pe care o avem. If we fail to alter the fate of biodiversity and ecosystems loss, then achieving the Paris Agreement objectives and achieving the Sustainable Development Goals will be nothing more than an illusion. Coordonarea dintre autoritățile responsabile de gestionarea deșeurilor say that I'm Mulțumesc. 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 M
de toți cei prezenți astăzi și unii orașelor din Uniunea Europeană. Cam să mor neîmpărtășit, un glonț pornit spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Nu plânge, nu plânge mai, că Românie e rândul nostru să luptăm. Și din pământul ce ne arde, nici o fărâmă să nu dăm. Nu plânge, nu plânge mai, că Românie pentru dreptate noi pierim, copiii noștri peste veacuri onoare ne vor da, o știm. Nu plânge, nu plânge mai, că Românie adună, adună tot ce-i bun sub soare, ne cheamă și pe noi la praznic, că România va fi mare și unită. Dumnezeu să binecuvinteze România și poporul român. Copilăria unește România! Copilăria unește România!
Îndrăzniți să credeți în România. Îndrăzniți să credeți în capacitatea României de a conduce cu cinste și onoare Consiliul Uniunii Europene. Sunt convins că în aceste 6 luni veți interpreta cu energie și înțelepciune o adevărată rapsodie română. Sunt sigur că președinția dumneavoastră va fi la fel de energică, de romanescă și de europeană ca muzica lui George Enescu. Și așa a fost. România a surprins, România a strălucit. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene a fost un succes peste așteptări. Au fost 6 luni de muncă asiduă și efort concentrat, intuiție, perseverență, dedicare. O veritabilă rapsodie română, așa cum inspirat a prezis Donald Tusk, președintele Consiliului European, la ceremonia oficială de preluare a mandatului de către România. Performanța echipei, de la premier și miniștri până la diplomați, experți, specialiști sau consultanți, n-ar fi fost posibilă fără devotament, fără sacrificii sau fără credință în țelul nostru comun. Succesul României n-a fost o întâmplare, ci a fost rezultatul unui proces temeinic și îndelung pregătit. În ianuarie 2019, când a preluat mandatul, guvernul român avea gata întreg planul de acțiune, cu program și obiective clare, cu echipe alocate dosarelor ce urmau să intre în caruselul negocierilor, cu un calendar de evenimente și întâlniri deja fixat. În acest fel a reușit România recordul de a închide 90 de dosare legislative, de a obține majorități calificate pentru avansarea unor proiecte sensibile care stagnau, de a determina decizii cruciale, relevante în domeniul social, al energiei, al schimbărilor climatice, al pieței unice digitale sau al securității interne a Uniunii Europene. România a contribuit la pregătirea Uniunii pentru orice fel de deznodământ al procesului Brexit și a reușit obținerea unor angajamente ferme pentru parcursul european al Balcanilor de Vest. În mandatul nostru s-au configurat cadrul financiar european pentru perioada 2021-2027 și agenda strategică europeană 2019-2024. Președinția României rămâne în memoria instituțională a Uniunii prin contribuția la definirea viitorului Europei, acțiunea pentru mai multă coeziune europeană, reușitele pentru o Uniune mai sigură și pentru întărirea frontierelor sale externe, promovarea digitalizării și inovării. Sunt acțiuni și realizări recunoscute unanim la cel mai înalt nivel european, inclusiv la summitul de la Sibiu. România s-a dovedit atașată valorilor europene și a acționat pentru o Uniune integratoare a cetățenilor și a libertăților fundamentale. Întreaga președinție rotativă a României a stat sub semnul devizei pe care și-a asumat-o și pe care a onorat-o întru totul. Coeziunea, o valoare europeană comună. Țara noastră a confirmat că poate face performanță, că se ridică cu demnitate și pricepere la nivelul exigențelor europene. A arătat că este un stat membru responsabil și că are un cuvânt important de spus în construcția marelui proiect european. Suntem mândri de România. Doamnă prim-ministru, înalt preasfinția voastră, preasfințiile voastre, doamnelor și domnilor ambasadori, senatori, deputați, miniștri, dragi invitați, bună seara! Mrs. Prime Minister, Your Holiness, Your Eminence, Mrs. and Mrs. Ambassadors, deputies, senators, ministers, dear guests, good evening. Sunt Manuela Hărăbor și sunt deosebit de onorată să mă găsesc astăzi aici împreună cu dumneavoastră pentru a marca într-un cadru festiv încheierea primului mandat al României la președinția Consiliului Uniunii Europene. Un mandat de succes afirmat și apreciat la nivelul cel mai înalt al instituțiilor europene și statelor membre.
I'm Manuela Herebor, and I'm most honored to be here today with you to celebrate the end of Romania's first mandate of presidency of the European Council. European Council, a successful mandate affirmed and appreciated at the highest level of European Union institutions and member states. Președinția română la Consiliul Uniunii Europene a pășit cu succes încă de la momentul evenimentului de lansare, marcat nu doar de cuvinte de încurajare și determinare în fața preluării mandatului, dar și de un rezultat imediat, prin transformarea unui moment cultural de excepție într-un proiect viu, acela al unei orchestre a Uniunii Europene, reprezentativă pentru întreg spațiul european și totodată un exemplu clar al coeziunii pe care România a promovat-o pe durata celor 6 luni de mandat. The Romanian Presidency of the Council of the European Union started on a right note from its very inauguration event. It was marked not only by encouraging and determination words ahead of taking over the mandate, but also by a prompt result, the transformation of an exceptional cultural moment into a living project, that of a European Union orchestra, an ensemble representative for the entire European Union space, and at the same time a clear example of the cohesion Romania would promote through its 6 months mandate. Pentru că președinția României la Consiliul Uniunii Europene a fost și despre tineri, despre modul în care aceștia sunt implicați în dezbaterile și deciziile la nivel european, în această seară suntem privilegiați să avem alături de noi pe cei mai buni muzicieni din România, reuniți în Orchestra Română de Tineret, apreciată de criticii europeni ca fiind unul dintre ansamblurile de top din lume. Orchestra Română de Tineret este considerată cea mai bună orchestră din țară din ultimii ani, reușind să se remarce și pe scena muzicală internațională. The Romanian Presidency of the Council of the European Union was also about young people, about their involvement in European Union debates and decisions. And it is therefore our privilege to have with us tonight some of the best musicians in Romania, playing together in the Romanian Youth Orchestra. Praised by critics as among the top ensembles in the world, it is considered the best Romanian orchestra in recent years, and it was remarked on international stage as well. Format în 2008 la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu ca program artistic și educațional, în noiembrie 2011, ansamblul devine membru al Federației Europene a Orchestrelor Naționale de Tineret. Sub agheta maestrului Cristian Mandeal, orchestra a devenit o poveste de succes în lumea muzicală, succes pe care astăzi dorim să-l împărtășim cu dumneavoastră. The Romanian Youth Orchestra was brought together by renowned cellist Marin Cazacu as an educational and artistic program. In 2011, the ensemble became a member of the European Federation of National Youth Orchestras. Under the leadership of Cristian Mandeal, the orchestra became a success story in the musical world, a success we wish to share with you today. Dacă vrei să cunoști un popor, trebuie să-i asculți muzica, spunea odată Platon. În această seară vă invităm să ascultați o selecție de piese românești reprezentative în interpretarea Orchestrei Române de Tineret, sub agheta maestrului Cristian Mandeal, alături de soliștii Alexandru Tomescu, cu celebra vioară Stradivarius, și Nicolae Voiculeț la nai. If you want to get to know a nation, you have to listen to its music, Platon once said. So tonight, we invite you to delve into Romanian music, as interpreted by the Romanian Youth Orchestra, conducted by Maestro Cristian Mandeal, together with world-renowned soloist Alexandru Tomescu and his Stradivarius violin,
and Nicolae Voiculeț on the panpipes. Înainte însă de a vă lăsa în compania muzicii, vă invit să ascultăm împreună câteva cuvinte legate de însemnătatea acestui mandat pe care țara noastră l-a dus la bun sfârșit. Before the music delights us, I invite you to hear a few words about the meaning of this important mandate that our country has accomplished. O invit pe doamna Viorica Dăncilă, prim-ministrul României, în calitate de coordonator al președinției României la Consiliul Uniunii Europene și gazdă a acestui eveniment. I invite Mrs. Viorica Dăncilă, Prime Minister of Romania, coordinator of the Romanian Presidency of the Council of the European Union and host of this event. Distinși reprezentanți ai Parlamentului României, stimați membri ai Guvernului, distinși reprezentanți ai Corpului Diplomatic, stimate doamne, stimați domni. Este o mare bucurie și o imensă onoare să vă avem alături în cadrul acestui eveniment, în care marcăm succesul României în exercitarea primului mandat la președinția Consiliului Uniunii Europene. În această clădire simbol a culturii și a creativității naționale, Ateneul Român, ne-am reunit cu liderii instituțiilor europene în luna ianuarie pentru a lansa viziunea noastră asupra viitorului proiectului european. Astăzi, la aproape două săptămâni de la încheierea formală a mandatului nostru, putem spune cu mândrie că avem toate motivele să sărbătorim. Am obținut ce ne-am propus, am dovedit eficiență, performanță, echilibru și am oferit una dintre cele mai apreciate președinții la nivel european. Am demonstrat că România a abordat acest mandat, înainte de orice, ca pe o misiune în slujba cetățenilor europeni. Am construit toate acțiunile noastre în jurul conceptului de coeziune. Am lucrat în acest spirit și am reușit să obținem rezultate importante, calitativ și cantitativ, pentru cetățenii europeni și să menținem unitatea în susținerea proiectului european. Am consolidat dimensiunea socială a Uniunii Europene, pentru că o Europa puternică este a cetățenilor prosperi, cărora le sunt asigurate și respectate drepturi egale. Am pus în centrul acțiunilor noastre coeziunea, pentru că succesul Uniunii Europene este succesul fiecărui stat membru, al fiecărei regiuni, al fiecărei comunități. O Europa dezvoltată asigură tuturor oportunități egale și acces neîngrădit la resurse. Am militat pentru mai multă solidaritate în comunitatea europeană, pentru că într-o Europă pregătită să facă față cu succes schimbărilor, nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Am implicat toți partenerii în consultare și dezbateri, pentru că o Europă care oferă siguranță este cea în care opiniile tuturor sunt respectate. Am implicat tinerii în luarea deciziilor, pentru că un viitor sigur se construiește prin responsabilizare. Am luptat pentru o Uniune Europeană a tuturor, pentru că o comunitate puternică este cea care promovează unitatea în diversitate și în care ura, discriminarea și violența nu și-au locul. Am readus în prim plan valorile sociale fundamentale ale comunității europene, care unesc și țin aproape peste 500 de milioane de cetățeni, pentru că o Europa puternică este cea care își consolidează fundația. Provocările au fost multiple.
dosare cu mize deosebit de importante, negocierea viitorului cadru financiar multianual și procesul Brexit, un moment de cotitură pentru Uniunea Europeană. Principiul de bază, firul roșu care ne-a ghidat constant în abordare și în modul de rezolvare a dosarelor aflate în lucru, a fost coeziunea. Bilanțul președinției României la Consiliul Uniunii Europene este unul impresionant. 90 de dosare închise în primele 3 luni de mandat, 84 de concluzii ale Consiliului Uniunii Europene adoptate, numeroase decizii pe care am obținut consensul, toate realizate în aproximativ 2500 de reuniuni. Sunt dosare emblematice pentru proiectul european și cu rezultate și impact direct asupra vieții cetățenilor europeni în domenii importante, social, energetic, economico-financiar, digital, mediu și schimbări climatice, agricultură, valori și libertăți europene, combaterea dezinformării. De la cele mai simple până la cele mai complexe, acestea au implicații în viața noastră de zi cu zi și contribuie la evoluția societății europene. Vorbim despre definirea bugetului Uniunii Europene post-2020, funcționarea pieței unice europene și competitivitatea industriei europene, impulsionarea digitalizării industriei europene și evoluția inteligenței artificiale, întărirea drepturilor sociale, consolidarea agendei de securitate internă, continuarea luptei împotriva terorismului, gestionarea provocărilor determinate de migrație, conturarea viitorului Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, președinția României la Consiliul Uniunii Europene și-a realizat prioritățile cuprinse în programul de lucru și obiectivele fixate, toate dedicate avansării agendei europene în spiritul abordării unitare, coezive și inclusive pe care ne-am asumat-o de la preluarea mandatului. Am făcut dovada maturității României europene și am oferit rezultate peste așteptări într-un context european complicat. Rezultatele obținute deschid oportunități noi pentru România. Avem acum o poziție consolidată la nivel european. Este unul dintre marile câștiguri ale României ca stat membru al Uniunii Europene. Guvernul a acționat cu maximă seriozitate și implicare deplină și împreună cu partenerii europeni și cu echipele de experți am reușit să dăm substanță agendei europene și interne. Am avut o președinție de succes și nu o spunem numai noi. Partenerii noștri europeni apreciază rezultatele noastre și bilanțul pro-european, bogat, realizat de Guvernul României, alături de echipa de diplomați, experți și negociatori profesioniști. Românii pot fi mândri, ne-am ridicat la înălțimea provocării. Modul eficient în care am condus lucrările Consiliului dovedește că România are capacitatea să exercite credibil, cu profesionalism și dinamism, cele mai importante atribuții în cadrul Uniunii Europene. Mă bucur că am reușit să aducem proiectul european mai aproape de cetățenii români și că am dovedit partenerilor noștri potențialul României Europene. Stimați invitați, acest concert de gală este dedicat efortului nostru comun și implicării tuturor celor care au acționat în mandatul președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Pentru efortul și dedicarea dovedite în aceste luni extrem de intense, vă mulțumesc tuturor, miniștrilor, echipelor din ministere și din toate instituțiile implicate, echipei reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, membrilor Parlamentului României, colegilor din administrația locală, voluntarilor și tuturor celor care au fost alături de noi. Mulțumesc fiecărui membru
al echipei acestei președinții pentru dedicare, pricepere și pentru energia investită în ducerea la bun sfârșit a acestui adevărat proiect de țară, cel mai important de la aderarea noastră la Uniunea Europeană. Am dovedit că poporul român crede cu tărie în valorile europene și în viitorul nostru comun, că România are forța, resursele și oameni capabili să aducă plus valoare proiectului european și să promoveze drepturile tuturor cetățenilor europeni. Am scris o pagină importantă a istoriei europene a României. Am reușit acest lucru împreună, echipa europeană a României și partenerii noștri europeni, și am dovedit din nou că împreună suntem puternici. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă prim-ministru. We thank you, Mrs. Prime Minister. O invit pe excelența sa, doamna ambasador Luminița Odobescu, reprezentantul permanent al României la Uniunea Europeană. I invite Her Excellency, Mrs. Ambassador Luminița Odobescu, representative permanent at Romania at the European Union. Doamnă prim-ministru, domnule președinte Constantinescu, doamnelor și domnilor miniștri, membri ai Parlamentului României, Parlamentului European, stimați și dragi colegi, în numele întregii echipe de experți, sunt deosebit de emoționată și onorată să fiu astăzi alături de dumneavoastră pe scena Ateneului Român pentru a celebra finalizarea cu succes a primei președinții române a Consiliului Uniunii Europene. Doresc să folosesc această ocazie ca să mulțumesc domnului președinte al României, doamnei prim-ministru, membrilor guvernului, domnului ministru delegat, pentru implicarea politică în acest proiect. Reprezint aici cu mândrie reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană. Pot să spun în numele tuturor colegilor mei, de la București și de la Bruxelles, că efortul a fost unul comun. Împreună cu colegii mei de la reprezentanța permanentă, din Ministerul de Externe, din toate ministerele, am lucrat ca o echipă. Vreau să folosesc această ocazie ca la rândul meu să-i felicit din inimă pentru această performanță și să le mulțumesc tuturor pentru implicare și devotament. Și un cuvânt de mulțumire și pentru familiile noastre, ale tuturor care ne-au susținut în această perioadă. Au fost 6 luni intense de negocieri dificile în Consiliu, cu Parlamentul European, reuniuni formale, informale, evenimente culturale în România și la Bruxelles. În această perioadă am reușit să arătăm o față a României activă, profesionistă, perseverentă și axată pe rezultate. Am arătat ce înseamnă spiritul de la Sibiu. Și vă mărturisesc că cei cu care am lucrat ne spun că și în momentele cele mai intense, echipa președinției române avea aceeași disponibilitate de a asculta și de a găsi soluții cu un nelipsit zâmbet pe buze. Și așa este, a fost o președinție cu și despre oameni. În ianuarie l-am ascultat vorbind în limba română pe această scenă pe președintele Consiliului European, domnul Donald Tusk. Îi putem răspunde acum că da, România a interpretat cu energie și înțelepciune această rapsodie română, la fel ca muzica lui Enescu. Am dovedit rezistență și creativitate și am lucrat ca o echipă pentru promovarea intereselor Uniunii Europene. Însă munca noastră nu se oprește aici.
este important să împărtășim și să folosim experiența acumulată în aceste 6 luni în administrația românească, în administrația europeană, astfel încât să continuăm să promovăm cât mai eficient interesele României în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă invit acum să vă bucurați de spectacolul care marchează încheierea mandatului președinției României la Consiliul Uniunii Europene. I invite you now to enjoy the concert that marks the end of the mandate of Romanian Presidency at the Council of the European Union. Vom asculta împreună, we will listen together, Hora din Muntenia, Muntenia Round Dance by Todor Rogalski. Balada pentru vioară și orchestră, The Violin Ballad and Orchestra by Ciprian Porumbescu. Soloist Alexandru Tomescu. Hora Staccato by Grigoraș Dinicu. La Dans de la Forêt by Gheorghe Zamfir, soloist Nicolae Voiculeț. Și în final, and in the end, Rapsodia numărul 1, Rhapsody number 1 by George Enescu. În aplauzele dumneavoastră, îl invit pe maestru Cristian Mandal. Please welcome maestro Cristian Mandal. Vă doresc o seară minunată, nu înainte de a mulțumi tuturor celor care au contribuit la succesul acestui mandat. Felicitări, România! I wish you all a pleasant evening, not before thanking everyone that contributed to the success of this mandate. Congratulations, Romania! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
capul, am de tot. Ia duceți-vă, frate, cu o treabă. Am
care de 5 ore, când ești de campionă. O să vedeți ce trebuie la această.